Bună ziua! În acest videoclip vreau să mai răspund la niște întrebări pe care le primesc uneori despre emfizemul pulmonar. Emfizemul pulmonar este o boală în care apar niște distrugeri ale țesutului pulmonar. Adică, practic, alveolele pulmonare, să spunem, care sunt efectiv părțile din capătul plămânului. Am, de fapt, un videoclip în care explic despre alveolele pulmonare. Dacă sunteți curioși pe acest canal, am să las un link în descrierea de mai jos. Dar, efectiv, alveolele pulmonare sunt, ca să spunem așa, fundul săculeților prin care respirăm în plămâni. Ei bine, acele alveole pulmonare au niște pereți care în emfizemul pulmonar, din cauza unor factori oxidanți sau fumat în exces timp de mulți ani, încep să se distrugă progresiv și apar niște spații mai largi în plămâni care nu mai sunt la fel de bine funcționale și nu mai putem să transferăm oxigenul prin acea membrană din plămâni la fel de bine. Deci, emfizemul pulmonar este o boală destructivă. Dar multă lume, să știți, că pune întrebări de genul dacă emfizemul pulmonar este contagios. Ceea ce este ceva oarecum ciudat și am mai primit recent o întrebare care m-a pus pe gânduri că există niște zvonuri undeva în populație care nu sunt tocmai corecte. Cineva mă întreabă dacă este normal la emfizemul pulmonar bilateral să faci temperatură între 37,5 și 37,8. Aici este ciudat pentru că, în primul rând, asta nu este febră, dacă este sub 38 de grade nu prea putem să o considerăm febră și în general temperatura și emfizemul nu prea au nicio legătură sau emfizemul în general nu este o boală infecțioasă. Deci de asta este foarte, foarte important să precizez aceste lucruri pentru că am impresia că multă lume are niște cunoștințe care s-au transmis nu știu de unde, cum că emfizemul ar fi o boală contagioasă și nu este. Este o boală destructivă, în general este provocată de fumat sau de expunere la toxine pentru mulți ani în viață și foarte, foarte rar este și o predispoziție genetică, adică anumite persoane pot să facă emfizem fără să fumeze, dar este ceva mult mai rar. De regulă, persoanele care au predispoziția să facă emfizemul, de regulă au și niște expuneri, măcar la prafuri, la ceva, niște toxine care oxidează, practic, distrug acei pereți ai alveolelor pulmonare. Deci nu este o boală infecțioasă, că este posibil ca mai multe persoane să facă emfizem într-o zonă, să spunem, este poate legat și cum am spus, de o predispoziție genetică, dacă sunt rude, să spunem, sau poate să fie efectiv legat de faptul că mai multe persoane din același mediu, să spunem, fumează împreună de 20-30 de ani și ajung să aibă probleme cu plămânii. Deci nu este emfizemul o boală infecțioasă, nu este o boală în care apare febră. Febra apare de regulă de la infecții sau de la alte afecțiuni inflamatorii. Sper că este utilă această precizare, vă urez numai bine, multă sănătate!